spät fără de tine. În viața aceasta de suspin, credința, pacea, dragostea,
vredný kiež ty sús. Vredný kiež ty sús. Vredný kiež dar tu. Suntem aici să lăudăm și să înălțăm vrednicia celui care a fost junghiat, celui care a făcut lucrarea de ispășire. Suntem aici să ne închinăm celui care merită toată închinarea noastră, toată proșternerea noastră. Suntem într-un moment de aducere a minte, când Domnul Iisus a stat între cer și pământ și a încasat toată mânia Tatălui pentru păcatele omenirii, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la El. Mielul lui Dumnezeu a suportat totul pentru că m-a iubit pe mine, te-a iubit pe tine. Sângele Lui a curățit și curățește păcate și transformă vieți de om. Aș vrea să vă invit la un moment de închinare, aș vrea să vă invit la un moment de rugăciune. Haideți să stăm în reverență înaintea Mielului, a cărui vrednicie este totală, absolută și incontestabilă în cer, pe pământ și sub pământ. Haideți să stăm în rugăciune câteva clipe. Eram de tine, un munte ce nu-l puteam urca. În disperare priveam spre ceruri, numele tău l-am chemat. În întuneric
iubirea-ți mare a spulberat păcatul greu. Murind pe cruce, a scris sfârșitul, doar Hristos, speranța mea. Cine ar putea să-i cuprindă mila și bogăția harului său? Al slavei rege, gloria lăsat-o să ia păcatul meu și al tău. Crucea proclamă
cruz pe via dolorosa în Ierusalimul vechi. Soldații în loc să-și facă încercare, iar mulțimea se împingea să-l vadă pe acel om care venea. Sângerând dintr-o bătaie, biciuit și condamnat, cu spini avea el capul încoronat. Și-n fiecare pas purta baciocura celor pierduți. Jos pe via dolorosa, calea suferințelor, ca un iel din Mesia salvator. Și-a ales drumul acest din dragoste pentru tine. Jos pe via spre moarte. Înspre drumul de durere stau privind ales și eu, cum Iisus sub crucea grea e în locul meu. El a fost crucificat și-n palma s-a iertat. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Vă salut cu drag, Biserică Betel. Sunt momente speciale, suntem în Săptămâna Mare și pentru astăzi am ales să înregistrez mesajul acesta dintr-un alt loc. Suntem undeva deasupra orașului Cluj, pe Cetățuie, pentru că zilele acestea sunt speciale din mai multe puncte de vedere, nu doar din pricina pandemiei, dar zilele acestea sunt speciale pentru că este Săptămâna Mare și noaptea care a trecut a fost o noapte specială. Domnul Iisus Hristos, după cina cu ucenicii Săi, a mers în grădină. Acolo a făcut acea rugăciune despre care știm, o rugăciune intensă în care transpirația Lui s-a transformat în sânge. Însă
Imediat după aceea au venit soldații, l-au ridicat și a urmat procesul lui Iisus Hristos. În noaptea care a trecut, a avut loc procesul Domnului nostru Iisus Hristos. Și aș vrea pentru astăzi să vă prezint câteva lucruri despre acest proces extraordinar care a avut loc. Astăzi este o zi deosebită. A fost o noapte interesantă și pentru mesajul din această zi aș vrea să ne uităm puțin în toate cele patru evanghelii și să facem o compilație, să încercăm să urmărim firul roșu al procesului Domnului Iisus Hristos. Pentru că privind și încercând să punem împreună datele din cele patru evanghelii, o să vedeți că o să iasă la iveală ceva extraordinar. Procesul lui Iisus Hristos, privit în toate cele patru evanghelii, o să scoată la iveală niște lucruri foarte interesante. Și înainte de a începe să citim textele biblice și să vedem despre ce este vorba, aș vrea doar să vă spun că, de fapt, tot procesul acesta sau procesele lui Iisus Hristos au început noaptea târziu. Aseară am avut cina, a fost cina lui Iisus Hristos cu ucenicii săi. Imediat după cină, Iisus Hristos s-a dus în grădina Ghețimani, unde a avut loc acea rugăciune și invitația ucenicilor să mijlocească împreună cu el. Ucenicii au căzut din cauza somnului, au adormit și nu au fost în stare să vegheze împreună cu Iisus Hristos. Imediat după momentul acela cu rugăciune, de rugăciune, de fapt în timp ce erau în grădină, au venit soldații trimiși de către marii preoți, l-au luat pe Iisus Hristos și l-au dus să fie judecat. Ce urmează după momentul acesta de foarte multe ori ne scapă. Pentru că fiecare evanghelist ne prezintă câte o perspectivă și nu avem o privire de ansamblu și ce aș vrea în această vineri mare să ne uităm puțin și să încercăm să creionăm o privire de ansamblu a procesului lui Iisus Hristos. Surpriza va fi că vom descoperi 6 procese pe care le-a avut Iisus Hristos. De fapt, Iisus a stat în față la 6 curți de judecată. Primele 3 au fost ale iudeilor. În fiecare dintre cele 3, Iisus Hristos a fost găsit vinovat. Și apoi au fost 3 procese care au avut loc în fața romanilor. Și în cele 3 în fața romanilor, Iisus Hristos a fost găsit nevinovat. Este interesant să vedem din perspectiva aceasta cele 6 procese și să vedem cum primul dintre procese a fost înaintea lui Ana, apoi înaintea lui Caiafa și a unui grup de preoți, apoi înaintea Sinedriului, a Sinodului, au fost adunați acolo toți mari preoți și l-au judecat pe Iisus Hristos. După ce s-a încheiat cel de-al 3-lea proces în fața iudeilor, Iisus Hristos a fost dus înaintea lui Pilat și apoi Pilat a avut prima parte a procesului, l-a judecat în momentul în care a aflat că vine din Galileea, l-a trimis lui Irod, Irod l-a judecat, îl a trimis înapoi găsindu-l nevinovat și apoi are loc procesul al 6-lea în care Pilat îl găsește nevinovat, dar din pricina presiunilor făcute de către iudei îl dă pe mâna iudeilor și este luată decizia să fie răstignit Iisus Hristos. Aș vrea să urmărim în momentele care urmează textele din Evanghelie și să încercăm să urmăm acest fir roșu al procesului lui Iisus Hristos. Primul dintre texte este din Ioan, capitolul 18, de la versetul 12, unde ni se spune: ceata ostașilor, căpitanul lor și aprozii iudeilor au prins deci pe Iisus și l-au legat. Asta se întâmplă în grădină. L-au dus întâi la Ana. Aș vrea să vă spun că Ana era socrul lui Caiafa. El a fost mare preot o perioadă de timp, dar romanii au considerat că are prea multă putere și l-au dat jos și l-au pus în locul lui mare preot pe Caiafa, care era ginerele său. Însă Ana era considerat un
era un pion foarte important, avea putere foarte mare și observați că el este cel care gestionează situația cu Iisus Hristos. El este cel care îi trimite pe soldați, îl prindă pe Iisus Hristos și soldații îl aduc întâi la Ana. Ana era socrul lui Caiafa, care era mare preot în anul acela, și Caiafa era cel ce dăduse iudeilor sfatul acesta: este de folos să moară un singur om pentru norod. Simon Petru mergea după Iisus, tot așa a făcut și un alt ucenic. Ucenicul acesta era cunoscut de marele preot și a intrat cu Iisus în curtea marelui preot. Aici, la Ana, are loc primul moment al judecății lui Iisus Hristos. Sunt primele întrebări care îi sunt puse, primele acuzații care sunt aduse în dreptul lui Iisus Hristos. Apoi, dacă ne mutăm în Evanghelia după Matei, în capitolul 26, în versetul 57, urmează partea a doua a procesului, sau procesul al doilea, la care are loc la Caiafa. Cei ce au prins pe Iisus l-au dus la marele preot Caiafa, unde erau adunați cărturarii și bătrânii. Petru l-a urmat de departe. Observăm cum deja când ne mutăm în contextul, în casa lui Caiafa, acolo de fapt erau mai mulți preoți adunați care decid să se judecata și condamnarea lui Iisus Hristos. Vă rog frumos să urmărim cu atenție lucrurile. Totul a început în grădină. Acolo Iisus Hristos a fost arestat. Nu știm exact la ce oră din noapte a fost arestat Iisus Hristos. Este posibil să fi fost ora 12 sau 1 dimineața, momentul în care a fost dus în casa lui Ana, și apoi de acolo este luat și dus în casa lui Caiafa, unde sunt preoții și are loc procesul mai departe. Însă a treia parte a procesului, sau al treilea proces, prezentat în Matei capitolul 26 de la 59, este în fața Sinedriului și a Sanhedrinului. Practic este adunarea legiuită pe care oamenii aceștia o fac, și acolo are loc condamnarea finală în fața iudeilor, și după aceea urmează să fie dus la Pilat. Preoții cei mai de seamă, bătrânii și tot soborul căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui Iisus ca să-l poată omorâ, dar n-au găsit niciuna. Măcar că s-au înfățișat mulți martori mincinoși, la urmă au venit doi și au spus: acesta a zis, eu pot să stric templul lui Dumnezeu și să-l zidesc iarăși în 3 zile. Marele preot s-a sculat în picioare și le-a zis: nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc aceștia împotriva ta? Iisus tăcea. Și marele preot a luat cuvântul și a zis: te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Atunci marele preot și-a rupt hainele și a zis: ahulit, ce nevoie mai avem de martori? Aș vrea să înțelegem că, privind mai îndeaproape, momentul acesta al procesului practic este al treilea proces în fața iudeilor. Surprinzător, iudeii aveau nevoie de niște capete de acuzare puternice. Și surprinzător, după primul proces în fața lui Ana, al doilea proces în fața lui Caiafa, al treilea proces în fața Sinedriului, ei încă nu au capete de acuzare solide. Martorii și mărturiile care sunt depuse împotriva lui Iisus Hristos sunt slabe, sunt contradictorii, și în momentul acesta marele preot face ceva foarte interesant. Își dă seama că nu are capă de acuzare și nu are cu ce să-l acuze atât de serios încât să fie posibil o condamnare la moarte, și apelează la un tertip. Se duce la Iisus Hristos și zice: te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, după ce vede că mărturiile se contrazic între ele și că nu are capă de acuzare serios, îl jură pe Iisus Hristos, îl provoacă pe Iisus Hristos, și Iisus Hristos ar fi putut să tacă în momentul acela. Însă Iisus Hristos răspunde. Și Iisus Hristos spune: da, sunt Hristosul, sunt Fiul lui Dumnezeu. Și momentul acela e ca și un moment de eliberare pentru el. Nu mai avem nevoie de nicio mărturie. A recunoscut aici de față cu noi cu toți că el este Hristosul. Asta e o blasfemie pentru care trebuie să fie omorât. Și lucrul acesta se întâmplă în fața iudeilor, dar o să vedem că imediat se schimbă lucrurile. Atunci când este dus în fața lui Pilat,
nu este suficient acuzarea aceasta și ei practic, lor le lipsesc capetele de acuzare serioase pentru o condamnare la moarte. Nu au motive ca să-L condamne la moarte pe Iisus Hristos. Și urmează partea a doua a proceselor, în care sunt cele trei procese în fața romanilor. Și aș vrea să ne mutăm în Matei, capitolul 27, reiau versetele 1 și 2, care încă sunt în fața Sinedriului. Când s-a făcut ziua, toți preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului au ținut sfat împotriva lui Iisus ca să-L omoare. După ce L-au legat, L-au dus și L-au dat în mâinile dregătorului Pilat din Pont. Iisus s-a înfățișat înaintea dregătorului. Dregătorul L-a întrebat: ești tu împăratul iudeilor? Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Dar n-a răspuns nimic la învinuirile preoților celor mai de seamă și a bătrânilor. Atunci Pilat le-a zis: n-auzi de câte lucruri te învinuiesc ei? Iisus nu i-a răspuns la niciun cuvânt, așa că se mira foarte mult dregătorul. Ce observăm în textul acesta, și aș vrea să vă spun, dacă citești textele de mai multe ori, încep să vezi că aici are loc o întâlnire între Iisus Hristos și Pilat. Și înainte de a-L prelua Pilat pe Iisus Hristos, au loc acuzațiile pe care preoții le aduc lui Iisus Hristos și probabil le transmit lui Pilat. Pilat intră în sala de judecată cu Iisus Hristos. Și este doar Iisus Hristos și Pilat, iudeii rămân afară ca să nu se murdărească, să nu se contamineze, să nu se spurce. Și în dialogul acesta în care iudeii aduc acuzațiile în dreptul lui Iisus Hristos, Pilat se întoarce către Iisus Hristos, este doar el și Iisus Hristos și acolo începe să-i spună lui Iisus Hristos care sunt acuzațiile și Iisus Hristos nu răspunde nimic la toate aceste acuzații. Și Pilat deci a ieșit afară la ei și le-a zis: ce pâră aduceți împotriva omului acestuia? Drept răspuns, ei i-au zis: dacă n-ar fi fost un făcător de rele, nu l-am fi dat noi în mâinile tale. Este foarte interesant ce se întâmplă aici. Imaginați-vă, marii preoți l-au luat pe Iisus Hristos, după ce a fost la Ana, după ce a fost la Caiafa, după ce a fost la Sinedriu, și l-au dus la Pilat. Are loc prima discuție dintre Pilat și marii preoți, în care marii preoți comunică acuzațiile lor. Pilat intră în sala de judecată, stă de vorbă cu Iisus Hristos și îi comunică lui Iisus Hristos acuzațiile care îi se aduc și îl întreabă care este răspunsul lui și Iisus Hristos nu răspunde nimic la acuzațiile care îi se aduc. Ce se întâmplă este că Pilat după aceea iese din nou afară la marii preoți care erau acolo ca să-l condamne și Pilat a ieșit afară și le-a zis: ce pâră aduceți împotriva omului acestuia? Era momentul acela, aici este un moment foarte interesant, pentru că era exact lucrul de care le era frică iudeilor. Le era frică că tot ce l-au învinuit ei pe Iisus Hristos nu este suficient de puternic, suficient de solid și ei nu au nimic să spună. Drept răspuns, ei i-au zis: dacă n-ar fi fost un făcător de rele, nu l-am fi dat noi în mâinile tale. Cu alte cuvinte, tu trebuie să iei de bună decizia noastră. Chiar dacă capetele de acuzare pe care le avem nu sunt solide, tu trebuie să iei de bun. Atunci Pilat le-a zis: luați-l voi și judecați-l după legea voastră. Noi nu ne este îngăduit de lege să omorâm pe nimeni, i-au zis iudeii. Acestea s-au întâmplat ca să se împlinească vorba prin care arăta Iisus cu ce moarte avea să moară. Pilat a intrat iarăși în odaia de judecată, a chemat pe Iisus și i-a zis: ești tu împăratul iudeilor? Cu alte cuvinte, acuza pe care i-au făcut-o iudeii în fața lui Pilat e că el s-a făcut împăratul iudeilor. Observați cum diferă capetele de acuzare. În fața evreilor are loc un tip de proces, în fața lui Pilat este un alt tip de proces. Ești tu împăratul iudeilor? Iisus a răspuns: de la tine însuți zici lucrul acesta sau ți l-au spus alții despre mine? Iisus i-a răspuns, Pilat a răspuns: sunt eu iudeu? Neamul tău și preoții cei mai de seamă te-au dat în mâna mea. Ce ai făcut? Împărăția mea nu este din lumea aceasta, a răspuns Iisus. Dacă ar fi fost împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici.
Atunci un împărat tot ești. Iisus i-a zis Pilat, dar da, a răspuns Iisus, eu sunt un împărat, eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul meu. Pilat i-a zis, ce este adevărul? Aș vrea să intervin aici și să ne mutăm în a cincea parte a procesului sau al cincilea proces. De aici Iisus Hristos este luat și trimis în fața lui Irod. Când a aflat Pilat că este sub stăpânirea lui Irod, l-a trimis la Irod ca să afle, care se afla în Ierusalim în zilele acelea. Irod, când a văzut pe Iisus, s-a bucurat foarte mult, căci de mult dorea să-l vadă din pricina celor ce auzise despre el și nădăjduia să-l vadă făcând vreo minune. I-a pus multe întrebări, dar Iisus nu i-a răspuns nimic. Preoții cei mai de seamă și cărturarii stăteau acolo și îl pârau cu înfierbântare. Irod, cu ostașii lui de pază, se purtau cu el cu dispreț. După ce și-au bătut joc de el, l-au îmbrăcat cu o haină strălucitoare și l-au trimis înapoi la Pilat. În ziua aceea, Irod și Pilat s-au împrietenit unul cu altul, căci erau învrășmiți înainte între ei. Observăm cum și în fața lui Irod este judecat Iisus Hristos, el nu spune nimic, Irod nu găsește nicio vină în el și îl trimite înapoi lui Pilat. Și după aceea ne mutăm în Matei 27, unde are loc procesul final în fața lui Pilat. Pilat încearcă să găsească soluții, dar nu rezistă în fața presiunilor. În Matei 27 cu 15, evanghelistul ne spune, la fiecare prasnic al Paștelor, dregătorul avea obiceiul să sloboadă norodul lui un întemnițat pe care îl voiau ei. Pe atunci avea un întemnițat vestit numit Baraba. Când erau adunați la un loc, Pilat le-a zis, pe care voiți să vi-l slobozesc? Pe Baraba, au răspuns ei, că știa că din pismă dăduse pe Iisus în mâinile lui. Pe când sta Pilat pe scaunul de judecată, nevastă s-a trimis să-i spună să nu ai nimic a face cu neprihănitul acesta, căci azi am suferit mult în vis din pricina lui. Preoții cei mai de seamă și bătrânii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-l omoare. Dregătorul a luat cuvântul și le-a zis, pe care din amândoi voi să vi-i slobozesc? Pe Baraba, au răspuns ei. Pilat le-a zis, dar ce să fac cu Iisus care se numește Hristos? Să fie răstignit, au răspuns cu toții. Și Pilat îl dă pe Iisus Hristos în mâinile soldaților, urmează să fie biciuit și este interesant, doar peste câteva ore, de fapt la ora 9 dimineața, chiar dacă poate părea interesant toată povestea asta interesantă, aș vrea să vă spun că am citit comentarii și cercetătorii au observat că mulți dintre dregătorii romani își începeau programul foarte devreme dimineața. De foarte multe ori își începeau lucrurile administrative la ora 6 dimineața, iar la ora 9 se încheia toată povestea administrativă pe care, lucrurile administrative pe care le aveau de rezolvat. La ora 9, undeva între 9 și 12, Iisus Hristos este răstignit și ajunge să moară pe cruce. În tot procesul acesta, în toată procesiunea aceasta, am putut vedea, citind aceste texte, cum după cina cea de taină, Iisus se duce în grădină. De acolo este luat, dus la Ana, apoi dus la Caiafa, apoi dus în fața Sinedriului, apoi dus la Pilat, apoi dus la Irod, apoi întors la Pilat și are loc condamnarea lui. Aș vrea însă să luăm și câteva lecții aplicative din toate mesajele acestea și în partea finală aș vrea să învățăm trei lecții. Într-un fel ne-am putut uita la ce s-a întâmplat acum 2000 de ani cu Iisus Hristos în Săptămâna Mare, în Vinerea Mare. Dar aș vrea să înțelegi că privind la toată istoria aceasta și la procesul nedrept de care a avut parte Iisus Hristos, putem învăța niște lecții astăzi, lecții care s-ar putea și ar trebui să ne fie de folos și nouă și ar trebui să-ți fie de folos și ție. Prima dintre lecții este, e foarte important să ne asigurăm că știm ce a spus și ce a făcut Iisus.
Este așa de interesant când citim paragrafe ca și cel din Marcu 14 cu 58. Noi l-am auzit zicând, eu voi strica templul acesta făcut de mâini omenești și în 3 zile voi ridica un altul care nu va fi făcut de mâini omenești. Când auzi cuvintele acestea, îți aduce aminte că Iisus Hristos a spus cuvinte ca și acestea. Dar te uiți cu câtă subtilitate este manipulat mesajul lui Iisus. Iisus Hristos a spus o parte dintre cuvintele acestea, dar nu a făcut aceste afirmații. Aici este manipulat mesajul lui Iisus Hristos. Și de aceea, pentru noi astăzi este foarte important să știm exact ce a spus Iisus și exact ce a făcut Iisus. Trăim într-o vreme în care se aduc atâtea acuze creștinismului și lui Iisus Hristos. Dar oare te-ai aplecat? Te-ai uitat tu să înțelegi, să știi exact ce a spus Iisus Hristos? Sunt așa de multe mărturii a unor oameni care au pornit la drum ca și inamice lui Iisus Hristos, au pornit la drum neîncrezători în Iisus Hristos, au pornit la drum să dovedească că Iisus Hristos nu este Dumnezeu și când s-au întâlnit cu El, cu cuvintele Lui, cu faptele Lui Iisus Hristos, au devenit creștini. Aș vrea să te întreb în această săptămână mare dacă tu știi exact ce a spus Iisus. Aș vrea să te uiți la viața ta. Este o săptămână în care ne cercetăm, ne analizăm viața. Aș vrea să te invit să te uiți la viața ta. Știi tu cine este Iisus? Știi asta pentru că te-ai aplecat peste documentele Noului Testament, ai citit textele despre Iisus, ai văzut cine e Iisus, ai văzut ce a făcut Iisus Hristos, știi de ce a venit El în lumea asta? A venit pentru ca într-o zi ca și astăzi să moară pentru noi, să moară pentru tine, să moară pentru păcatele tale. E așa de important să știi ce a spus Iisus, nu din auzite. Ia-ți o Biblie, ia-ți textele Scripturii și începe să citești în această săptămână mare evenimentele, să citești despre Iisus Hristos, cine a fost, ce a făcut, cum a murit, de ce a murit și o să descoperi acolo lucruri atât de importante despre tine. În al doilea rând, a doua lecție pe care o putem învăța de aici este ironia situației. Și aș vrea să fie o confruntare și pentru noi în momentul acesta. Evreii care l-au dat în mâna lui Pilat nu intră în sala de judecată ca să nu se contamineze. Și e așa de interesant că în fața lor ei vreau să mănânce Paștele, dar în fața lor era Paștele, era Iisus Hristos. Dar e așa de mare ipocrizia și uneori ne gândim la alții că sunt ipocriți, sunt duplicitari, dar de atâtea ori ne putem surprinde pe noi și aș vrea să te uiți la tine astăzi. Nu te gândi la alții, știu că poți vorbi despre foarte mulți că sunt ipocriți, că sunt fățarnici, că sunt... Dar aș vrea să te uiți la tine, pentru că de atâtea ori am surprins în viața mea, de atâtea ori te pot surprinde pe tine că e așa de ușor să devii duplicitar. Evreii aceștia zic, noi nu intrăm în sala de judecată ca să nu ne murdărim, să nu ne contaminăm, ca să putem sărbători Paștele, dar cu câteva ceasuri mai devreme s-au contaminat manipulând un proces, condamnând la moarte pe Fiul lui Dumnezeu, condamnând la moarte un om nevinovat, căutând martori mincinoși, nepotrivindu-se mărturiile lor. Și interesantă ființa umană cum poate să treacă dintr-o ipostază în alta și dintr-un punct de vedere să zicem sărbătorim Paștele, sărbătorim învierea lui Iisus Hristos, dar dintr-un alt punct de vedere și aș vrea să te oprești și aș vrea ca momentul acesta să fie un moment special de cercetare, să vezi dacă nu ai domenii în viața ta unde compromisurile sunt atât de mari, unde nu știi să iubești, unde nu știi să ierți, unde nu știi să fii aproape, unde sunt oameni pe care probabil îi persecuți, sunt oameni cu care poate ești nedrept, sunt relații în care te porți cum nu ar trebui. În momentul acesta suntem confruntați, la procesul lui Iisus Hristos suntem confruntați.
să nu fim ipocriți. Iisus Hristos stă și poate tace și îți invadează camera în seara aceasta și vine la tine acolo în cameră și te întreabă, ești sincer, ești tu cu toată inima deschisă înaintea mea? Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să te cerceteze și dacă sunt locuri în care ești ipocrit, poate că te surprinde Iisus Hristos că ai domenii în viața ta care încă nu schimbate, nu, ai nevoie de schimbare și de atingerea Lui. Dumnezeu să te binecuvinteze în fața acestui mesaj. În al treilea rând, mi se pare că partea cea mai puternică la aceste procese este întâlnirea dintre Iisus Hristos și Pilat. Pilat stă față în față cu adevărul și Pilat realizează că Iisus Hristos este nevinovat. Trei procese, primul în fața lui, al doilea în fața lui Irod, al treilea din nou în fața lui, în care Pilat vede că Iisus Hristos este nevinovat, dar nu are putere să stea de partea adevărului. Suntem într-o perioadă de pandemie. Suntem învățați cât este de important să ne spălăm pe mâini ca să scăpăm cu viață. Aș vrea să spun că sunt domenii în care spălatul pe mâini nu ajută. Pilat s-a spălat pe mâini ca să dea la o parte vina pe care o purta în procesul acesta. Dar spălatul lui pe mâini nu l-a putut spăla de vina pe care și-a asumat-o acolo. Nu știu exact cum te găsește pe tine mesajul acesta, dar aș vrea să-ți spun, aș vrea să te invit să nu te speli pe mâini, aș vrea să te duci înaintea lui Iisus Hristos și să nu tratezi superficial și ușor, să nu pasezi responsabilitatea pe unii sau pe alții, aș vrea să stai în fața Lui. Iisus Hristos vine în aceste momente în camera ta și Iisus Hristos vrea să discute cu tine și Iisus Hristos vrea să-ți arate adevărul și Iisus Hristos vrea să-L descoperi și Iisus Hristos vrea să-ți dea viață veșnică și Iisus Hristos vrea să te ierte. Iisus Hristos are putere să te scoată de acolo, din fricile tale, din păcatele tale, din legăturile tale și vrea să te dezlege. Iisus Hristos stă în aceste momente înaintea ta și îți spune, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liberi. Dacă îl întâlnește Iisus Hristos, dacă îl cunoști pe Iisus Hristos, acest Iisus Hristos care a murit pe o cruce în locul tău, dar care a înviat în a treia zi, stă în fața ta, în camera ta, în momentele acestea și spune, nu te spăla pe mâini, nu mă trata superficial, pentru că vreau să-ți dau viață veșnică. De atâtea luni, de atâția ani, m-ai tot pus deoparte, ai găsit diverse scuze ca și Pilat din pont. Dar aș vrea ca în momentele acestea să înțelegi că neluarea unei decizii pentru Iisus Hristos este o decizie. Neluarea unei decizii pentru Iisus Hristos este o decizie. Decizia de a te spăla pe mâini este o decizie. Dar în această zi te chem să-L primești pe Iisus Hristos. Aș vrea să-ți pleci inima înaintea Lui și aș vrea să te rogi în momentele care urmează. Aș vrea să ne rugăm împreună, Doamne, binecuvântat să fie numele Tău. Ai trecut în noaptea aceasta prin 6 procese. Procese nedrepte care ți s-au intentat. Dar de fapt, Doamne, Tu stăteai acolo și la majoritatea întrebărilor ai tăcut. Ai tăcut pentru noi și ți-ai asumat pentru noi condamnarea asta. Și ai purtat acolo vina noastră și păcatele noastre. Ca noi astăzi să te putem întâlni. Doamne, te rugăm frumos să ne ajut să ne aplecăm peste cuvintele Tale, să știm tot ce ai spus. Și în cuvintele Tale este viață și este putere. Binecuvintează-ne să ne aplecăm peste ele. Și apoi, Doamne, te rugăm frumos să ne păzești de duplicitate. Să ne ierți pentru momentele în care în unele domenii ne prezentăm sfinți, dar avem în viața noastră lucruri care ne condamnă. Și, Doamne, mai mult decât orice, te rugăm frumos să ne ajut să nu ne spălăm pe mâini. Și ajută-ne să stăm în fața Ta și să stăm de partea adevărului, oricare ar fi prețul.
Și în aceste momente te rog frumos pentru toți care urmăresc transmisia aceasta să-i binecuvintezi, să atingi inimile lor și să-i faci să îndrăsnească, să pășească către tine, să capete viață, să capete eliberare, să capete mântuire, să capete un sens nou în viață. Lasă-ți binecuvântarea peste fiecare și lasă tu ca învierea ta să se producă în toate inimile celor care ne urmăresc. În numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt m-am rugat. Amin. Rugați-vă să nu cădeți în ispită. Cel rău vrea să vă cearnă, să vă înghită. L-au legat la ochi strigând: spune, cine te-a lovit? Cum de ești Hristosul tu, de te lași batjocorit? Dar mulțimea atât de oarbă e unită, condamnare! Ce mă plângeți pe mine și nu vă plângeți pe voi? Nu știți că mirele vine? Fiți gata de ziua de-apoi. Un deal, trei cruci și un rege. Un deal, trei cruci și un miel. Se întunecă îndată pământul, se rupe al lumii blestem. Vezi creația cum suspină, dar văd
spre mine când strig. Tu ești a mea izbăvire. Aleluia. Tu ești